Ce am observat cu toți în seara aceasta este că băieții s-au cam grăbit și am ajuns cam devreme la final, dar nu înainte de main event. Main eventul în această seară este o luptă pentru centură. Câștigătorul va primi titlul Hero Super Champion. În colțul roșu, din Ucraina, are 50 de meciuri la profesioniști și un singur meci terminat la decizie. Este un expert în lupta la sol, acolo unde are aproape 20 de victorii. Din Ucraina, 34 de ani, 1 metru și 85 de centimetri, 80 de kilograme. Maxim Soroka! Iată pe adversarul bombardierului Pas, un om cu peste 20 de meciuri câștigate înainte de limită. Este genul de luptător ori la bal, ori la spital, așa cum a spus și Cristian Mitrea. Luptele lui se termină înainte de limită, indiferent că pierde sau câștigă. Are 22 de victorii, 27 de înfrângeri și un meci terminat la egalitate. Maxim Soroka, un sportiv extrem de versatil pe mai toate planurile, ar spune. Are meciuri câștigate prin KO sau prin finalizări, 2 meciuri sunt câștigate prin heel-hook, are meciuri câștigate prin ghilotină, prin finalizări pe picior, prin Achilles lock, Anaconda, strangulări Anaconda, Nord-Sud, RNC, ghilotină, 3 meciuri câștigate prin Kimura, și mai mult de atât, în 2021 a avut 5 meciuri, iată intrarea pe care o face Maxim, un adevărat crocodil. Pantaloni negru și cel mai bun luptător de MMA din România. Are 30 de meciuri la profesioniști. Reprezintă SBG Irlanda și Absolută București. Are 39 de ani, 1,75 m, 80 de kg. Unic, inegalabilul, bombardier Ion Pasco! Foarte bună alegerea piesei pentru Ion Pascu. Pe muzica celor de la BG Mafia își face apariția în cușca de la București. Ion, bombardierul Pascu, a câștigat în prima gală în fața unui ucrainean. Îl chema tot Maxim, însă Sergeev. Același rezultat îl așteaptă și în această seară. Mai ales că este în joc pentru prima oară în cariera lui de MMA o centură, centura de campion în Heroes. A mai câștigat o centură Pascu la kickboxing. Aceasta este prima lui centură de la MMA. A mai avut ocazia să lupte pentru centuri în afara României, însă contextul a făcut ca meciul să nu mai aibă loc. Una peste alta, Pascu va da tot ce va fi posibil pentru a câștiga această luptă. Spunea el, a câștigat în fața unui ucrainean, îl bați pe ucraineanul ăsta, mai găsesc eu câțiva și pe urmă trec la vecini, mă apuc de unguri, mă apuc de ceilalți. Judge, time, fight! Iată că a început meciul între cei doi. Foarte concentrat Pascu, de fiecare dată când îl văd în meciuri, extrem de concentrat, a intrat direct în clinch. Cu spatele la cușcă, ucraineanul. Are acolo o tentativă de ghilotină. Dar nu are forță acolo pentru ghilotină. Foarte bine face Pascu, îi controlează încheietura. Da. Se dezbracă practic de priza pe care ucraineanul o are în jurul capului. Caută ucraineanul acolo ceva lovituri de genunchi, dar nu sunt foarte, foarte puternice. Pascu reușește să-și scoată capul din priza ucraineanului și acum vine cu un double underhook. Caută să ducă lupta la sol, vine cu niște genunchi, vine cu o lovitură de genunchi și Pascu răspunde ucraineanul cu aceeași lovitură de genunchi. Duce din nou lupta pe cușcă Pascu. Pune presiune pe ucrainian, deja se vede pe figura ucraineanului că se simte în dificultate. Pascu caută acolo cu stânga ficat ucraineanul, până la urmă duce lupta la sol. Control lateral acum Pascu. Ucraineanul are o priză de kimura, Pascu se apără foarte bine, controlând brațul ucraineanului cu acel genunchi, până la urmă iese și se poate duce într-un armbar. Și victorie Pascu prin armbar, incredibil! Bine Pascu!
Wow! Excelent! Wow! Chiar am vrut să zic, chiar am vrut să zic că din poziția aia Pascu se poate duce pe un armbar și fix asta a făcut, că tot veni vorba de centuri. Pascu e și centură neagră în jiu-jitsu brazilian și știe foarte bine ce are de făcut. Iată că Maxim se ține de cot. Incredibil, bine Pascu. Wow! Wow! Total domination. Dacă se întreabă acolo lui Sergeev, de ce s-a... Nu s-a așteptat nici el să piardă atât de repede. Își dă seama că a făcut o greșeală și atunci când faci, când faci o greșeală în fața lui Pascu, nu se iartă. Nu se iartă, nu se iartă. Nu. Am avut ocazia să fac de câteva ori sparing cu Pascu. Este un gentilom adevărat. Te protejează. Execută orice tehnică cu minim de forță, simți ca și cum este un bloc de oțel, este foarte, foarte puternic, are niște picioare extrem de puternice. Wow! Yamato Zaharia, campion mondial de Kempo, acum arbitru, se pregătește să ridice brațul. Și primul care va primi centura Heroes, Super Champion, câștigător în prima rundă, într-un minut și jumătate, prin armbar, Ion Pascu! Iar tatălui Yamato, Yamato Zaharia, îi pune centura de campion Heroes lui Pascu. Ce meci făcut de Pascu! Ce meci! O minut și jumătate a rezistat acest ucrainean fața lui Pascu. Organizatorilor. Două cuvinte pentru ai noștri. Două cuvinte pentru ai noștri. În primul rând, doar vă mulțumesc foarte mult că sunteți aproape de fiecare dată, vă simt aproape. Chiar dacă nu sunteți aproape fizic, dar cei care urmăresc știu că mă susțin și îmi trimit mesaje de încurajare și de felicitări. Mă bucur că am câștigat această centură. Este ceva frumos și după atâta greu ne bucurăm când câștigăm și se coronează cu o victorie și, de ce nu, și cu o centură. Felicit toți băieții care au participat în această gală. Au făcut meciuri extraordinare. Mulțumesc domnului Yamato că de fiecare dată este lângă noi și împreună facem acest eveniment. Florin Ceavalău, sunt mulți, Mitrea cel mai tare și sunt foarte multe persoane căruia trebuie să le mulțumesc, care ne ajută și putem să facem acest eveniment. Vă rog să ne urmăriți, că pe viitor vă așteaptă evenimente mult mai frumoase și mult mai tare. Să ajungem în Europa numărul 1. Doamnelor și domnilor, într-adevăr, așa este. Este foarte greu în ziua de azi să facem o asemenea gală. Am trecut cu toții, trecem printr-o perioadă foarte grea. Vă mulțumim foarte mult că ați fost alături de noi și că veți fi, sunt sigur că veți fi lângă noi. Am terminat cea de-a doua ediție a Heroes Fight League. Eu am fost Cristian Mitrea, vă mulțumesc pentru prezență, la revedere!